Nu mai este! Are o zare! Hai, Mate! Vom în spate! Bravo! Bravo, Rinaci! Bravo, Barbone, bravo! Cedric, coboară mai repede, defensiv, 4-4! Așa! De ce n-ai găsit soluția? Nu vedeai nimic? Cedric n-a coborât cu... Norocos ești! Ai dat tare, ai dat mâinile peste cap, nebunule! Nu gardia, ai pluvit! Desfăr Gasparinio! Jum pluvit, la! Atât, atât! Hai, plăcut, la, la, la! Bun, bun, tabe, cum arate, tu săl! Decizia ta, bravo! Go, Carlo, go, uite bol! În interior, Gaspar, mai sus în interior! Hai, nu iasă! O ataci! No problem. Cornel, iată o victorie mai mult decât concludentă, al patrulea amical câștigat. Ne apropiem ușor-ușor de startul sezonului. Da, ușor-ușor sper să intre într-o formă fizică bună, într-o perioadă de acumulări și cam despre asta este vorba în perioada asta. Este important ca ei să progreseze, să poată fi o soluție pentru prima echipă. Deocamdată mai au mult de muncă pentru a reuși acest lucru. Acesta este și motivul pentru care ai stat mereu cu gura pe ei? Da, tot timpul au nevoie de să aibă ritm, pentru a avea un ritm mult mai ridicat față de nivelul unde joacă acum. Dacă vor să joace la prima echipă, dacă vor să joace la un nivel bun, trebuie să aibă un ritm mult, mult mai ridicat decât nivelul unde joacă acum. Am observat și o noutate în lot, un jucător francez venit în probe. Ce ne poți spune? Și dacă ești mulțumit? Este o perioadă în care vin mulți jucători. Să-i vedem, sperăm să găsim jucătorii buni și să fie o opțiune pentru prima echipă. Domnule Coșocaru, un antrenament bun până la urmă, în ciuda rezultatului. Destul de modest, ca să zic așa, sunt de altă părere, pentru că am prins, nu zic, o formă mai puțin bună. Am făcut un meci destul de bun cu FC-ul Craiova și un meci foarte slab cu CS-ul. În alt ordine de idei, doar am făcut o pregătire fizică. Până la momentul de față nu am lucrat sau nu am avut timpul necesar pentru a lucra cu mingea. Ne-am bazat mai mult pe pregătirea fizică. De săptămâna viitoare o să trecem și la minge. Și probabil că a fost și un inconvenient asta. Multe noutăți în lot. Multe noutăți, pentru că ne dorim mai mult, sau cel puțin din meciurile care vor urma, vrem să scoatem maxim din fiecare meci. Iar și din partea conducerii pe această cale le mulțumesc, pentru că vrem să facem o schimbare, deja am făcut-o și vrem să acumulăm cât mai multe puncte și să schimbăm puțin fața echipei. Sita mai cerne? Încă nu, momentan. Acesta este lotul pe care l-am definitivat și sperăm că de acum încolo să creștem de la meci la meci. Credeți în salvare? Dacă nu credeam, nu mai eram aici. Când ai o șansă, profiți de ea. Cum vedeți seria, totuși, mă rog, cum credeți că vor... Din punctul meu de vedere, este o serie destul de grea. Cel puțin și pentru noi că nu promovați, dar o serie destul de grea, echipe foarte bune, jucători valoroși și părerea mea că este o serie foarte grea. Mulțumesc și baftă. Și eu vă mulțumesc frumos.